În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi are o temă principală asupra cărei aș vrea să mă opresc puțin. Confuzia care se face deseori între stăpâni și slujbași, între proprietar și beneficiar. Aici a fost marea greșeală pe care o făceau fariseii din vremea Mântuitorului Hristos. Ei aveau conștiința că sunt stăpânii poporului, că sunt slujitorii direct al lui Dumnezeu, dar că de fapt ei hotărăsc ce să facă, nu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o substituire a slujii față de stăpân. Și greșeala aceasta ne aparține și nouă deseori, pentru că deseori uităm că suntem slujbași și credem că suntem stăpâni. Aceasta începând cu mine, care sunt arhiereu, mitropolit. Și deseori mă scutur, chiar și în somn, și zic, tu nu ești stăpân, stăpânul este unul în ceruri. Tu ești un slujitor, de rang mai înalt, cu răspundere mai înalte, poate cu învățătură de carte mai multă, dar ești un servitor. Nu ești un stăpân, nu ești un șef, nu tu dispui de ceea ce trebuie făcut, ci este altul care dispune și care este mai înțelept decât tine, iar acela este Dumnezeu. Aceasta este învățătura pe care o tragem din textul Evangheliei care s-a citit astăzi și pe care l-ați auzit. Această ispită teribilă a slugii de a crede că este stăpân. Așa zic că și-a pierdut complet simțul măsurii și că a intrat într-un fel de demență a omului de totdeauna, dar mai cu seamă a omului modern. De așa, dragii mei, câteva cuvinte de învățătură asupra acestui subiect. Este vorba de o vie care trebuia muncită și care era unui proprietar. Stăpânul, proprietarul, a plecat undeva departe într-o călătorie și a lăsat via pe mâna lucrătorilor, pe seama lor să lucreze. Ei au lucrat, într-adevăr. Însă, dintr-o dată, procesul de conștiință a suferit o strămutare. Ei au început să se creadă stăpâni. Și atunci, când a venit vremea roadelor să se culeagă strugurii, toamna, și stăpânul și-a trimis slujitorii ca să ceară ceea ce este dreptul lui. Pentru că una este proprietarul și alta este beneficiarul. O spun în paranteză că și eu am crescut la țară și părinții mei aveau pământ pe care nu puteau să-l muncească ei cu familia lor. Nu era foarte mult, dar să nu uităm că tatăl meu a stat 16 ani de zile în slujba tramvaiului la București ca să câștige un ban pentru familie. Iar mama era femeie casnică. Noi eram copii, nu puteam să dăm cu sapa. Așa încât pământul de muncit era dat în două feluri. În parte sau cu dijmă. În parte era dacă stăpânul punea și sămânța, atunci când venea vremea de arat. Dacă punea și sămânța, atunci recolta era împărțită pe din două, jumătate a proprietarului de pământ și jumătate a celui care a lucrat. Dar dacă nu punea sămânța, vreau să spun că dacă punea sămânța, două treime era al proprietarului și o treime a celui care a lucrat. Dacă să nu punea sămânța, ci o punea cel care a lucrat-o, atunci câștigul era pe din două, în două porți egale. Jumătatea stăpânului și jumătatea care a lucrat. Beneficiarii erau amândoi. Proprietarul pentru că altul a muncit pentru pământ, iar țăranul, să zicem, el nu avea pământ de niciun fel. Și atunci era bucuros că are un pământ pe care să-l muncească și din care să-și agonisească ceva pentru el și pentru familia lui. Așa încât parabola de astăzi o știu din copilărie, din tinerețea mea, pentru că am trăit-o împreună cu părinții mei de la țară.
Și aceasta este o înțelegere totuși, atâta cât funcționează o bună înțelegere între proprietarul care deține pământul și între cel care îl muncește. Pentru că amândoi să fie mulțumiți și unul și celălalt. E bine, parabola de astăzi ne înfățișează această împrejurare. Ce te face însă când cel care muncește pământul, fără să fie proprietar, începe să își strămute conștiința și să capete una de proprietar? Că de fapt nu este doar beneficiar lucrătorul pământului, ci este și stăpânul. Situații în care s-au găsit lucrătorii din Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care ați ascultat-o și pe care încerc eu să vă tălcuiesc. Este o strămutare de conștiință. Atunci când lucrătorii viei au căpătat această conștiință că ei sunt stăpâni și când au venit trimiși stăpânului ca să-l ceară partea lui de proprietar, mai mică, mai mare, dar era o bună înțelegere făcută între ei. Au zis, cum o să dăm? Că noi l-am muncit. Nu-i dăm nimic. Și când au venit trimiși stăpânului să-i ceară partea, aceștia l-au omorât. Artur, stăpânul, a aflat și a trimis pe alți slujitori. Duceți-vă și spuneți-le că ei să-și oprească ceea ce li se cuvine pentru munca lor, iar mie servesc să-mi dea ceea ce mi se cuvine pentru pământul meu, pentru proprietatea mea. Și aceia au pățit la fel. Au fost omorâți. Și atunci întrebarea pe care o pune evanghelistul textului de astăzi spune, oare ce merită acești lucrători incorecți, complet de cinstiți? Și răspunsul este, pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via va fi dată altor lucrători să lucreze. Firește, are un înțeles, în primul rând, istoric. Este vorba de farisei și saducheii, reprezentanții poporului evreu, care credeau, își făceau iluzia că împărăția lui Dumnezeu le aparține de drept, dacă nu și de fapt. Că ei sunt moștenitorii exclusivi ai împărăției lui Dumnezeu. Și că nimeni nu poate ridica pretenție asupra acestei împărății. Și li se amintește că totuși ei nu sunt altceva decât niște slujbași. Că împărăția lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. El este împăratul. Pentru simplu motiv că El a creat. Noi spunem că suntem proprietari de pământ, unei bucăți de pământ, o hectar sau două sau trei, datorită faptului că trebuie să existe niște legi, în așa fel ca fiecare să cunoască care este partea lui de avere, pe care are obligație să o muncească sau să o dea altuia să o muncească, în dijmă sau în parte, și pentru ca vecinii să nu se întindă, să nu se întâmple conflicte, așa cum se întâmpla cel puțin altă dată la țară, între țărani. Pentru o brază de pământ putea să iese și un omor. Și știm și din literatură și de la Liviu Rebreanu că lupta țăranului pentru pământ este acerbă și care poate merge uneori până la crimă. Aceasta însemnează lupta pentru proprietate. Că proprietatea este pământul, este o împrejurare specială, dar în general pentru proprietate. Uitând totuși că noi suntem doar beneficiarii și că adevăratul proprietar este Dumnezeu. Nu noi am făcut pământul, globul pământesc pe care viețuim, nu noi. De aceea, binecuvântarea lui Dumnezeu față de primii oameni, de Adam și Eva, după ce i-a creat, le-a spus, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Dar nu a spus că să fie al vostru. Le-a poruncit să-l muncească și să-l stăpânească. Dar el este creatorul pământului și ei sunt doar beneficiari. Aceasta uită oamenii noștri cei mai mulți. Așa încât, dragii mei, înțelesul principal și poate unic al Evangheliei de astăzi este ca întotdeauna să avem conștiința diferenței dintre stăpân și beneficiar.
noi nu suntem altceva decât beneficiarii a ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. El este stăpânul și de aceea lui trebuie să-i mulțumim. Noi putem mulțumi tatei, mamei pentru că ne-a născut, fraților noștri pentru că muncesc împreună cu noi, vecinilor pentru că ne ajută, altfel să știți că mulțumirile toate trebuie să-i se adreseze lui Dumnezeu pentru că El a făcut tot ceea ce este spre folosul nostru, pentru ca noi și familiile noastre să putem trăi liniștiți, să ducem o viață liniștită și corectă, bazată nu atât pe simțul de proprietate, cât pe muncă, care este tot spre slava lui Dumnezeu, pentru că tot El ne înzestrează cu sănătate și cu puterea de a munci. Ce faci când ești bolnav? Nu poți munci, stai și zaci în pat. Am avut pe cineva din rudele mele de la țară. Era paralizat. Avea și un picior tăiat. Nu putea să muncească, îl țineau ai mei. Pentru că era ceva rândă mai de departe și pentru că le era miră de el. Să-l lase să moară neajutorat ca un câine. Dar el practic nu se mai putea ajuta și nici copiii lui, pentru că erau vicioși când s-au făcut mari, ca să scape de armată, știi ce făceau? Beau zeamă de tutun, fierbeau foi de tutun. De ce? Pentru ca să îngălbenească și atunci când merg la recrutare, să spună, tu nu ești bun de armată, du-te acasă. O șarlatanie, o înșelătorie, pentru ca să scape de serviciul militar. Dar până la urmă s-au îmbolnăvit și au murit, pentru că cel care bea o asemenea băutură, care practic este o travă în doze mai mici, se prăpădește. Așa încât important este ca noi să fim lucrători cinstiți ai viei pe care ne-am credințat Dumnezeu. Știți că în binecuvântarea preotului și arhiereului în special există formula Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Nu rare ori în Sfânta Scriptură, viața omului, familia lui, este asemănată cu o vie. Dar via aceasta, și vă spune un porgorean care s-a născut la vie și a crescut acolo în brazdele ei, trebuie muncită. Știți că într-o vie, porgoreanul stă din martie și până în octombrie când se culeg strugurii. Văd și acum din casa părinților mei pe un vecin care avea o vie mai pe vale, dar era o vie totuși și îl vedeau zilnic, era în vie, mereu avea de lucru, pentru că via este o plantă, vița de vie, care cere foarte multă migală. Cere săpată primăvara, cere prăjită de 2 sau 3 ori în timpul verii, pentru că cresc bălăriile, și e foarte sensibil la buruieni. Strugurii se pătează atunci când încep să se facă. Vița de vie și frunzele trebuie stropite cu o substanță care se prepară, cu preparate de la farmacie. Frunza de vie, când încep strugurii să se arate că dau roadă, trebuie stropiți cu pucioasă, pentru că poate crește o ciupercă care se distrugă, iar pucioasa îi apără de ciupercă. Eu însă v-am umblat pe via părinților mei cu vermurerul în spate și stropind via cu substanță și eu însă am mers cu pompa cu care am pompat praf de pucioasă pe vie. Și încă o dată știu cât de greu se lucrează o vie. Și știu cât de mare este tragedia când uneori, nu se știe când, tocmai toamna în octombrie, când strugurii ți-au copt și s-o împun de cules, vine câte o ploaie cu grindină și în câteva minute distruge totul. Curge vinul încă necules, gârlă pe coasta unde se găsesc viile. Și parcă le văd pe țărânci cum plângeau și se văitau
și aduceau vițe zdrobită de piatră și puneau buchete la icoanele Maicii Domnului, rugându-o să aibă milă și altă dată să ferească zona de grindină. Din clipa aceea, țăranii nu mai aveau cu ce să se hrănească, fiind regiunea numai de podgorie și baza hranei, a venitului mai bine zis, erau struguri și vinuri, și atunci bărbații își puneau securile în spinare și plecau în grupuri la lotru, la tăiat de lemne. Acolo proprietarii de păduri îi angajau ca să taie lemne și să câștige ceva pentru familiile lor. Acestea sunt amintiri din copilăria mea și, repet, știu cât de greu se cultivă o vie, cât de greu se întreține și mai cu seamă ce se poate întâmpla atunci când vine o calamitate care noi spunem naturală și distruge munca de o vară, pentru că, să știți și repet, în vie țăranul ce care muncește stă din martie și până în octombrie aproape fără întrerupere, aproape nu mai fac nimic. Porumbul prășesc, mai copiii, mai în femeile, nevestele, dar el, bărbatul, trebuie să stea în vie și să-și facă datoria. Așa că, revenind la parabola aceasta, iubiții mei, greșeala cea mare a lucrătorilor viei era că ei, din angajați, din simbriași, din servi, au pretins că sunt proprietari. Așa încât când stăpânul și-a trimis pe lui, e via mea și duceți-vă să luați ceea ce mi se cuvine mie. Ei să-și oprească ce este a lor pentru munca lor, dar mie să-mi dea ce mi se cuvine. Deci, auzi mă, săriți pe el. Și-a trimis alți lucrători și-a omorât și pe aceia. Și atunci el a zis, am să-l trimit pe fiul meu, că măcar el se vor rușina. Este fiul proprietarului. Și au zis, o, ăsta e moștenitorul, hai să-l omorâm și să intrăm noi în moștenirea lui. Atunci nu ne mai certăm cu nimeni. Și Evanghelia se termină cu întrebarea retorică, fără îndoială, a Mântuitorului, oare ce se va întâmpla cu acești lucrători necredincioși? Pe cei rău, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători ca să lucreze. Trimiterea se face la fariseii care ascultau această parabolă și știau că pentru ei este. De aceea, la sfârșitul textului evanghelic pe Matei, ne se spune că ei, fariseii și saducheii, care erau de fapt exploatatorii poporului, s-au hotărât odată mai mult ca să-l omoare pe Iisus pentru că le încurca socotelile. Ceea ce până la urmă au și făcut, că l-au pus pe cruci. Datorită lor, l-a condamnat Pilat să moară pe cruci. Când strigau, să fie răstignit, să se răstignesc. Așa că, dragii mei, pentru noi cel puțin, care suntem lucrătorii viei lui Dumnezeu, este bine noi să luăm aminte, pură să nu uităm că noi nu suntem proprietari a ceea ce lucrăm, ci suntem beneficiari, ostenitori și în egală măsură beneficiari. Și că pentru toate trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și când ne merge bine, pentru că ne-a mers bine, și când ne merge rău, pentru ca să ne fie de învățătură, că este posibil în viață să ne meargă și rău. Dar totdeauna să îndreptăm tot către noi răspunderea. Mi s-a făcut rău, întâmplări nefericite pentru păcatele noastre și pentru învățătura noastră. Important este să rămânem înțelepți, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, care este adevăratul proprietar a tot ceea ce avem noi, și să rămână credincioși propriei noastre soarte, aceea de a sluji pe Dumnezeu, pentru că slujindu-L pe El, ne slujim pe noi înșine. A spus Mântuitorul Hristos, care era Dumnezeu, fără mine nu puteți face nimic. Ei bine, să ne așezăm în sufletele și în mințile noastre această aducere aminte, fără mine nu puteți face nimic. Faceți totul împreună cu Iisus Hristos
să facem totul împreună cu Iisus Hristos și ne va fi bine. Amin.